Traficul din Slatina în timpul orelor de vârf este sufocat. Numărul autoturismelor a crescut foarte mult, iar singurele soluții de decongestionare a circulației rămân mijloacele alternative de transport. Primul pas, transformarea parcului de autobuze din oraș și oferirea celor mai bune condiții de călătorie pentru pasageri. Vreau să vă spun că aceste autobuze fac parte dintr-un proiect mai mare, un proiect de management integrat al traficului, tot la fel, tot pe fonduri europene, tot accesate de Primăria Municipiului Slatina și prin care noi sperăm, de fapt nu sperăm, suntem siguri că vom fluidiza traficul din Slatina. După cum ați văzut și dumneavoastră, sunt foarte, foarte multe mașini, dar această problemă nu este numai la Slatina, este în toată țara. O să vedeți cum arată acest autobuz. Din punctul nostru de vedere, oferă tot confortul. Acum, noi nu putem să le impunem oamenilor să meargă cu autobuzul, dar atât timp cât este ecologic, nu poluează absolut deloc. Mașinile noastre poluează. Vom avea 18 noi autobuze. Sunt arhi-suficiente pentru întreaga Slatină. Nu numai să deservească platformele industriale. Eu sper și ați văzut, o să treacă din 10 în 10 minute, din 15 în 15 minute, depinde cum o să facem programul. Eu sper ca slătineanul să folosească acest transport în comun cât mai mult, pentru că noi la Primăria Slatina am făcut acest lucru pentru oamenii din Slatina. Primarul Emil Moț spune că Slatina va trece printr-un amplu proces de modernizare și digitalizare pentru rezolvarea problemei traficului. Noi sperăm că prin acest sistem de management integrat, cu inteligența artificială, cu semafoare inteligente, care în funcție de trafic să preia valorile de trafic, o să aibă toate camere inteligente, preiau valorile de trafic și în funcție de valorile de trafic vor schimba culorile verde sau roșu în funcție de traficul din orașul Slatina. Modernizarea sistemului de iluminat, amenajarea de piste pentru biciclete, achiziționarea de autobuze electrice, dar și a unui sistem nou de plată a biletelor de călătorie, precum și modernizarea stațiilor de autobuz, sunt principalele direcții în care Primăria Municipiului Slatina va acționa în următoarea perioadă.